Am revenit, dragi prieteni, am revenit, domnule doctor, v-am întrerupt ușor abrupt în partea a doua a emisiunii, dar vreau să aloc mai mult timp acestui subiect și să-l dezvoltăm pe larg. Spuneați dumneavoastră în partea a doua a emisiunii că nu încurajăm nemunca. Nu, sau încurajăm cultul muncii, dacă e să fim pozitivi. Îl pierdem dacă nu realizăm mai devreme sau mai târziu, îl pierdem. Oricâte politici bune am face noi la nivel de viziune doctrinară, la nivel de evoluție a unei forme de guvernare, realizăm că nu avem cum să le punem în practică. Izbește de anumite lucruri și vă dau exemple aici, dacă vreți. Sunt politici bune pe care le-am făcut în domeniul agriculturii. În domeniul agriculturii, și aici mă refer, să încurajăm din nou creșterea animalelor. Micul fermier, că de corect, el vorbim. Programul micul, da. Deci, în afară de partea de creșterea tomatelor în sere românești sau în solarii românești, acele forme de sprijin care au stat la baza, să zic că astăzi sunt undeva la 12.000 de fermieri la nivelul României care beneficiază de acești bani, bun, care la un moment dat, mai devreme sau mai târziu, își pun amprenta în evoluțiile lor. Sunt familii de fermieri, de agricultori, corect, care sunt membri în asociații. Muncesc în familie și atunci pe de o parte, e pe altceva. Animale. Programul creșterea unor rase de porci care au fost tradiționale, emblematice în evoluția agriculturii românești, Basna și Mangalița, care astăzi Bine, se vrea o alternativă pentru micul fermier. Nu s-au pierdut, vă întreb, că dumneavoastră mai aveți avem câteva nuclee. Mai avem câteva nuclee, asta a fost și strigătul de disperare al ministrului agriculturii pe fondul educării populației din satul românesc spre un astfel de sistem de creștere, spre un astfel de model de a-și întreține nevoile familiale. E un sistem foarte bine pus la punct, în care tu te duci cu porcul la abator, îți iei banii, ai piața asigurată, tu știi că crești, ai îmbătătură, să spun, acolo în spatele casei, ai acea brumă de cereale pe care le cultivi. Dacă nu te integrezi cu un arendator mare ca să îi dai pământul în arendă, și aici o mare problemă, că trebuie și la un subiect, dacă tu m-ați provocat cu arenda, vă spun și aici, pentru că nivelul arendei va trebui să crească mai devreme sau mai târziu, pentru că așa vom comasa. Dacă tu, omul, nu mai ai cu cine să lucrezi, trebuie să-l dau la unul care lucrează. Eu corect, nu am voie, ca stat membru azi, ca român în România, corect, eu nu am voie să am o palmă de pământ care e de un cernoziom. Și câtă palmă avem? Ce calitate avem? Corect. Eu n-am voie să-l las pârloagă. Și e o condamnare. Știți cum e asta? Este ce ca o crimă. Ce suprafață e pârloagă? Din păcate e destul de mare astăzi, dar am ajuns pe undeva pe un potențial de 9,6-9,7 milioane de hectare care astăzi se lucrează. Foarte mult am crescut, dacă ne uităm, că am pornit de la de unde am pornit? 5-6 milioane de hectare, corect, pentru că căzuse agricultura și evoluția, să spun, după desfințarea IAS-urilor, CAP-urilor și așa, în anii formelor 90. Formelor de organizare, da. Tendința este de creștere, dar avem un potențial fantastic de mare să comasăm acolo unde se poate și unde trebuie, la câmpie și la șes, atât. Restul la deal, podiș, submontan, montan, eu trebuie să merg pe tradiții și pe valori acolo. Trebuie să merg pe agricultura tradițională, agricultura de nișă, și agricultura familială. Ce spuneați care, mai exact, devreme? Pe astăzi, PNDR, există o măsură dedicată special subvenționării și sprijinilor de măsuri pe zona montană. Bani de, cum este pe zona Deltei Dunării. La fel, o populație care este afectată un pic mai mult sau mai puțin de datorită condițiilor de climă și datorită condițiilor de viață. Adică sunt lucrurile care le-am luat în concret. Lucrurile au fost, să spun, separate foarte bine pe acest. Să vedeți cât va fi de important noua politică agricolă comună, noul PNDR din 2021, care va fi foarte în contextul în care, dar sunt multe de vorbit, că Brexit-ul va fi inevitabil, banii vor fi, trebuie să spunem, mai puțini, dacă nu-i chipzuim mai bine și nu-i ne batem acum la Bruxelles și ministrul Daia asta face, deci prin secretarii de stat, prin cei care ne reprezintă la nivelul politicii agricole comune, să menținem banii, să dăm pentru comasare, adică să reușim să menținem forma care aduce plus valoare venitul și contribuie la evoluția agriculturii românești. Pentru că agricultura, dacă ne uităm în ultimii 10 ani de integrare europeană, a crescut foarte mult din punct de vedere și al reprezentativității, dar a crescut ca PIB, ca pondere în PIB, ca bani. Ceea ce e foarte important până la urmă. Dacă ne raportăm la ce plus valoarea potențial care avem, România a fost în perioada interbelică o țară agrară.
Noi am fost grânarul Europei cândva. Acum e la un pas. Suntem la un pas să redevenim grânarul Europei, la un pas să redevenim, să spun, crescătorul de animale, pentru că iarăși un alt proiect foarte mare al ministrului Daia, al Partidului Social Democrat, este rezootehnizarea României. Acolo unde produc cereale, acolo unde produc forma primară vegetală, trebuie să cresc animale. Și iarăși mari fermieri. Se creează un lanț practic, nu? Păi eu vă dau exemple, mari fermieri acum, economie circulantă, da, nu? Exact. Așa s-ar eu chema. Acolo cresc animalul, deja nu mai vindem, e o tendință de scădere a valorificării animalelor pe picior. Adică să vând porcul pe picior, să vând vaca pe picior, nu mai vând, le vând prin abator. Prin abator plus valoarea abatorizare și vând carne materii prime. Sau deja vând intră apoi, la alt preț. Vând carnea într-un sistem integrat care va ieși cârnați, va ieși prelucrată salam și așa și mai departe. Plus valoare. Și atunci creezi locuri de muncă, creezi, cum să spun, plus valoare și atunci ești pe o piață, ești pe o piață locală sau pe o piață europeană. Corect, că și aici este un mare, un mare aspect de urmărit. Că noi, cum spuneam, România ca stat membru ne-am integrat parțial în Uniunea Europeană. Dar dacă nu știm că de noi ține, de noi în sine ține să realizăm că trebuie să ne integrăm. Și atunci noi cu noi mai avem încă de lucrat. Iată că zilele trecute, nu, la 106 ani de la primul studiu, au început irigațiile din canalul Siret-Bărăgan. Da, e în continuare a ceea ce spuneți dumneavoastră, vor fi irigate pentru început undeva la 3.000 de hectare de teren agricol din județul Vrancea. E un început. Noi astăzi, sunteți optimist, văd. Da, și vă spun și de ce. Am argumente, nu că chiar un eveniment la care a fost prezentă și doamna prim-ministru, cu domnul ministru Daia, dumnealui este omniprezent peste tot. Adică și-a luat acest demers deziderat. E o cruce care și-a luat, nu, clar. Nu, și-a spus, pentru că agricultura astăzi, în contextul schimbărilor climatice, care mai mult sau mai puțin ne vor afecta, mai devreme sau mai târziu, categoric, calitatea solului bun, pe care încă îl mai avem, cum spuneam, cernoziomul, trebuie să-l protejăm. Și fac o paranteză. Mai puțin de 50%, conform studiilor ONU, mai puțin de 50% din suprafața terestră a globului se pretează pentru agricultură. Atenție! Mai puțin de 50% din suprafața terestră, care anual se erodează și se scot din uzul agriculturii undeva la un 0,5-1%. Deci ea tot scade. Da. Cu cât în 2050, conform acelor studii ONU, populația globului va depăși 9 miliarde de locuitori. Cu ce hrănim populația aceasta a globului? Pastiluțe. Eu vă glumesc. Spun că a nu fost există, o glumă. Nu da, există da. Altă formă decât o alimentație, o alimentație care va fi dată de agricultură. Și atunci va trebui să creștem randamentul pe suprafață. Și vă dau alt exemplu. Noi astăzi, dacă vedem agricultori și îi blamăm și spunem că uite că nu le mai ajunge, nu e adevărat. Subvenția astăzi ce primește un fermier este o formă de susținere de pierdere de venit pe o piață concurențială. Deci este o formă de sprijin pe pierdere de venit. Nu este un beneficiu sau un profit sau cum spun mulți că agricultura... Bine, agricultura e loterie nu. Din toate punctele de spun? Vedere. Mă întorc acum la demersul actualului ministru, Daia, care sprijină și a luat ca demers, ca dezirat, acest program național de irigații în contextul politicii agricole comune, a politicii din România pe agricultură. Și atunci, astăzi, putem iriga 1 milion de hectare, astăzi, prin canalele principale, peste 1.100 de kilometri de apă gratuit pe canalele de irigații, prin reabilitarea stațiilor de pompare. Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare deja a investit și lucrează pe diverse șantiere în țară pe aceste stații de pompare și repompare, de punere sub presiune, care va trimite apa gratuit până la nivelul canalelor de irigații, ca de acolo fermierul, prin organizațiile de udători, forme constitutive, avem 55 la nivelul României, de asociații de udători, care ei și-au apa gratuit din canale. Atenție, e un beneficiu extraordinar făcut de statul român. Astăzi, prin acest demers. Uh-huh. Canalul, revenind la întrebarea noastră, canalul Siret-Bărăgan este o primă etapă, sunt primii 5 km de apă puși pe canal finalizat după Revoluție. Așa și cum, veți, cum spuneați și dumneavoastră, vor beneficia în jur de 3.000 de hectare.
Așa spunea știrea oficială. Corect. Canalul va continua. Sunt în etape, în cascadă. Și atunci nu îl începem haotic decât să ducem apa cât mai în jos, pentru că el n-a fost luat așa întâmplător. Aici sunt studii în spate, sunt cercetări. Bine, sunt e un paradox care... la 106 ani de când a fost proiectat, acum este folosit. E ceva. Noi 100 trebuie de ani. Să luăm astfel lucrurile în calcul durabil. Să începem să facem și azi un pic, mâine un pic. Uitați, vă dau alt exemplu. Sistemul antigrindină, care... exista pe aceste zone viticole din Prahova și de la Iași, Cotnariu. Corect. Și astăzi se vor mai lansa anual în România în jur de 30 de puncte de lansare pentru a încuraja, atenție, că mai aud și teorii din astea și trebuie să spunem telespectatorilor că în zonele, anumite zone unde s-au folosit rachetele antigrindină nu mai plouă. Total fals. Deci sunt studii chimice. Deci ionii de argint care îi determină precipitații. Deci sunt, deci nu vorbim aici știință. Îți protejează zona de grindină și în plus îți stimulează cu 10% în cercetările științifice formarea de nori de precipitații. Adică ce vorbim acum? Ne întoarcem la irigații și vă rog să nu vă uitați gândul. Dar nu s-a stricat foarte mult pentru că după 90 am devalizat, am vandalizat, am redus la pământ așa la nivelul solului sau poate sub nivelul solului și 27 de ani de la Revoluție încoace, tot încercăm să facem plus valoare, mai greu. Vorba ministrului Daia. Noi după Revoluție am avut, eu mă refer la agricultură, că aici sunt specialist. Nu corect, am fiecare pe în domeniu. În agricultură noi am avut 3 unelte. Târnăcopul, Bonfire-ul și Barosul. Am distrus ca disperații. CAP-uri, IAS-uri, stațiile tot. Astea care merge irigații, acum, că m-am dus. Deci eu personal, ocupându-mă de nord-est, am fost pe Prut, am fost de la Stânca Costești, Manuleasa, de județul Botoșani, știu. Până la stația de repompare de la Stânca, plus din coace pe Siret, acum vom intra pe Siret. Siret, vom intra cu stațiile acum de reabilitare, asta chiar în județul Bacău, la Berești. La Berești s-a scut aici, va fi... reabilitată stația, vor începe lucrările cât de curând, cred că în 2-3 săptămâni maxim încep lucrările. Vom aduce apa până la Conțești, sus pe, adică vor urca de o parte și de alta, dincolo foarte la fel, tare. Pe partea de zona de est a județului Bacău. Adică noi am distrus tot ce se putea. Tot ce a fost. Da. Deci v-am spus, ministrul Daia spune că aceste 3 unelte le-am avut. Barosul, Târnăcopul și Bonfire-ul. Să vedeți stații care au fost tăiate și rupte carcasele. Știu. Cine a făcut lucrul ăsta? Noi. Păi și atunci dăm vina pe... Nu, noi am făcut. Adică și acum... tot ce a fost rău în sistemul comunist a trebuit distrus, domne, gata, noi... Clădiri, CAP-uri, totul. Uităm în jur. Nu de noi a ținut? Ba da. În euforia aia în care, vai, n-a fost bun. Bun. Dom'le, ai ceva cu sistemul de conducere. Ai schimbat tot, dar ce s-au făcut de generații, părinții noștri, bunicii noștri. Corect. Oameni care au muncit și acolo au... Da. Deci, România, ce e România astăzi? Suntem a treia generație încălțată, sau cum să spun, pe lume. De unde provenim? Iar ne întoarcem la Carol I să vedem? Da, așa este. Sunt șanse, zic, să refacem, asta vă întrebam. Da, am distrus sistemul de irigații. Bine, nu eu, nu dumneavoastră. Și vă spun și de ce. Nu cei care ne urmăresc, dar alții și știm noi, nu dăm exemple. Și vă spun și de ce sunt. Pentru că astăzi, din ce în ce mai mult, pe partea de agricultură, mediul asociativ, mediul profesional al agriculturii, și aici mă refer Liga Producătorilor Agricole, federațiile din agricultură, toate sunt la aceeași masă. Sunt cu forma de decizie în față, forma de guvernământ, cu ministerul, cu politicile și noi ne întâlnim cu toții și că ajungem la idei concrete de implementare. Și cum? Ne-am luat angajamentul, acum eu, din punct de vedere al ceea ce înseamnă programul de guvernare al PSD, dar există formele asociative care discută cu toate formațiunile politice. Că am spus, indiferent dacă că în democrație te rotești de la guvernare, pleci, nici mai vii, mai contează asta. Dar ele trebuiesc rămase în implementare. Că țara, nația trebuie să beneficieze de ele. Corect. Acum nu că le-a făcut PSD-ul și nu mai am nevoie. Contează, nu. E cea mai proastă gândire și cea mai, cum să spun, adică populația să înțeleagă acest lucru. Noi nu ne jucăm de acum cu domnule, nu le-a făcut ăla, că am un orgoliu. Nu, în politică nu trebuie să ai orgolii, decât orgolii de nație.
Corect. Mari politicieni care i-au avut România. Corect. Și au dat viziune, au avut că au dat acestei nații. Și mai un lucru, s-au fost patrioți. Absolut, am uitat să fim patrioți, să ținem cu dinții de adevărat, nație. E adevărat de neam. Că există anumite auspicii ale evoluțiilor, să spun, pe plan local, ale evoluțiilor de moment. Dar niciodată nu trebuie să uităm, nu trebuie să uităm acest deziderat de a implementa un sistem durabil în politici. Adică nu trebuie. Că altfel pierdem vremea și ne rotim în aceeași roată. Dar Europa se mișcă. Lumea se mișcă. Poate fi această inaugurare, să zicem, vara aceasta, mă rog, meteorologii au făcut niște prognoze nu foarte roze. Ei, nu vedeți că nu plouă? Da, e o tragedie în agricultură. E o tragedie. A plouat câteva zile, primăvara în sine. Avem nevoie foarte mult de apă. De... Și poate fi această, să zicem, de exemplu, inaugurarea acestui, sau mă rog, da, nu știu dacă e neapărat inaugurat. Este un pas acestui canal. Pe fondul acestei secete prelungite sau secetea ce se urmează a fi. Noi am luat în spate studiile. Studiile care sunt făcute de zeci de ani. Și din perioada comunistă și după și înainte. Uh-huh. Noi avem studii de la 1920 ceva pe partea de calitatea și structura solului. Academia de Științe Agricole și Silvice, plus Academia Română, plus universitățile. Deci luăm media, ne raportăm la studii. La tot ceea ce s-a întâmplat. Și acum am venit cu această șansă unică în care am hotărât politic și aici Partidul Social Democrat și-a luat acest angajament. A zis, da, vrem performanța în agricultură printr-o singură formă, cu apă. Fără nu se poate. Așa este. Dacă nu ai apă pentru plante, sau scoate micoana. Dacă nu ai irigații, da, ascultam acum câteva zile, mai eram pe canale și repompam apa și un primar dintr-o comună că hai să mai vorbească și cu preoții. E bună și icoana în dreptul ei. Nu, tot ceea ce facem e bună credința. Corect. Și religia. E corect. Foarte bună. Și frica de Dumnezeu. Știți că cea mai importantă menire pe viață este că teme-te de Dumnezeu și respectă-i poruncile. Alta corect. Nu există. Așa este. Dar până atunci avem și noi datoria asta. Hai să facem ceva. Că ce Dumnezeu să facem? Dă, dar nu-ți bagă. Și astăzi avem de unde să învățăm. Avem în lume nații, țări, care au făcut un sistem de irigații ultra performant în condiții foarte aprige de viață și foarte aride, în condiții grele de a face performanța în agricultură. Și ne-au putut demonstra și ne-au putut susține prin metode concrete, tehnice, că s-a putut realiza. Am înțeles. Prin controlul apei, prin aducerea apei la nivelul plantei. Dacă animalului trebuie să-i aduci hrana, mâncarea, ca să-ți dea, primordial, nu se poate, pentru că costul cel mai mare din exploatarea unui animal este furajarea. Am înțeles. Costul cel mai mare acum pentru a crește plante și a crește forma vegetală îl reprezintă sistemul de irigații, apa. Am înțeles. Să controlăm acest sistem eficient. Și mă bucură faptul că săptămâna trecută Parlamentul European a dat o rezoluție, Comisia de Agricultură din Parlamentul European și va deveni un regulament în scurt timp prin care apa din stațiile de epurare, apa uzată, va trebui de fiecare stat membru să o scoată la parametri optim pentru agricultură. Deci va fi obligatoriu ca apa din stațiile de epurare să nu se mai întoarcă în râuri. Da, să nu fie epurată în râuri, nu, între ghilimele epurată. Nu, m-ați înțeles. De cât să fie cum intră pentru a fi folosită de cetățean, așa să și iasă, ca să zicem plantelor. Așa. Corect, foarte dar interesant. Dar știți că înseamnă controle pe metale grele, pe tot ce înseamnă reziduri. O să vedeți ce... Dar este și foarte în caz important. Contrar sunt amenzi, nu? Ha, ce amenzi, dar sunt infringement-uri pentru anumit dacă nu faci chestia asta. Deci toate vor fi și vor deveni din ce în ce mai acustice din punct de vedere al politicilor. De aceea spun că e foarte important ca următorul pas, și asta se va întâmpla, evaluarea personalului din sistemul public. Că cu ei vei face aceste demersuri. Să înțeleg că spuneați dumneavoastră mai devreme că acest sistem de folosire a... Dar noi am vrut să le dăm banii, că merită oamenii. Am spus că merită prin politici publice ca oamenii să câștige. De acord cu și dumneavoastră, dar și performanța trebuie să fie alta. Ăsta e pasul 2 care vine. Îmi place cum gândiți și îmi place ceea ce spuneți, pentru că performanța începe, știți cum e, era acea vorbă, acea expresie, ziua trece, leafa merge. Mai târziu sau mai târziu, într-o economie concurențială europeană, nu mai poți.
O să vedem, o să ne coste pe toți. Ne costă pe noi toți, pe dumneavoastră, pe mine, pe telespectatori. Așa ne este. Vor costa lucrurile astea. De ce românii când pleacă și ne întoarcem, le amestecă în subiectele, dar mă întorc la agricultură după aceea, de ce românii când pleacă în afară, oriunde în afară, în Europa, în America, oriunde, nu contează, țările nordice, de ce acceptă slujbe umilitoare, mai puțin bine plătite, că e un paradox aici. Bun, asta bine plătite este relativ, că la nivelul costul traiului de acolo de ce, vreți e relativ. Să spuneți că de ce accept acolo niște condiții cu rigurozitate și la noi în țară da, nu. Sunt superficial. Pentru că acolo se integrează într-un sistem de proceduri clare. Atât de mult au evoluat lucrurile, încât acolo lucrurile sunt într-o, cum să vă spun, haideți să vă dau un exemplu. O agitație sau o aglomerație dintr-un oraș din România, haotică, încă nu este, pe, să spun, la un nivel pe care le-am dori, de mari municipii mă refer, da. Și cum este într-un municipiu din vest. Este o aglomerație ordonată. De ce e ordonată? E și acolo aglomerație. Stai la semafoare, dar știi că totul e. De ce? Pentru că sunt proceduri. Adică e totul clar, nu mai ai loc de... Nu merge și cu virgula. Rigurozitatea legii este atât de clară încât nu poți să te abați de la acest dat. E, din acel motiv, românii care merg afară se adaptează la acele condiții. E, acum se așteaptă ca și când se întorc să găsească și aici. Sau de ce când... Știți când se vor întoarce? Când și aici vor începe mungurii acestor proceduri. Proceduri când, după ce oamenii acum realizează că au salarii, vor trebui să și... De înapoi plus valoare. Sigur, sigur. Mai e un lucru, de ce când respectăm, mergem în vest, respectăm toate regulile, nu aruncăm nu coș de semințe, mucul de țigară nu-l aruncăm, pentru că sunt amenzi, ne monitorizează și când venim în România nu avem același pretenție. Sau nu că nu puterea abordăm... exemplului, că acolo ne este rușine, este și acesta. Nu, dar e amenda, noi ca nație simplu. Românii și asta este, dar este și chestia, să știți că noi prin construcția noastră ortodoxă, religioasă, avem acest bun simț, încă l-avem ca nație. Noi suntem într-un moment de adormire, dar să știți că nu suntem spre peire cu aceste trăsături care le-am avut. Eu cred foarte mult în reinventarea și renașterea nației române așa cum a fost ea. Mai devreme sau mai târziu, sigur. Mă uit la generația care vine acum, de 18-20 de ani. Să știți că în ei există acea modelare pe care noi trebuie să le-o dăm. Dar ei nu putem să-i condamnăm că nu ar avea. Corect. Deci au această deschidere spre o modelare, spre a-i duce. Deci eu nu cred că ele vor fi, că cu mulți stau de vorbă și spun că totul e pierdut. Nu e adevărat. Nu. Chiar nu este pierdut în această țară și cred cu tărie faptul că apele revin la matcă, dacă ați auzit această vorbă, din totdeauna. Și nația va renaște și toate lucrurile vor intra pe un făgaș normal. Asta ne și dorim la urmă urmei cu toții, dar trebuie să, cum să spun, să comunicăm mai bine, să transmitem, să spun, mesajele durabile, corecte pentru toți cei de lângă noi. Și acum că ați zis de tine și ultima întrebare, că timpul s-a scurs așa cu repeziciune, cum îi facem pe tineri să nu mai plece sau să revină în țară? Prin modele, astfel de modele, și anume... România nu e deloc atractivă din anumite puncte de vedere. Vă contrazic, este foarte atractivă. Și avem domenii, agricultura, avem ceea ce ne-a dat Dumnezeu, și aici fac o paranteză, trei forme de relief extraordinare. Șes, câmpie 30%, deal, podiș 30%, montan 30%. Avem tot ce se poate. Deci absolut toate premizele naturale. Corect. Avem potențial în turism. Avem potențial în exploatări. Noi suntem o țară foarte bogată. Deci există. De ce credeți că toate națiile astea pe glob nu ne bagă în seamă sau cum? Dar depinde de noi cum ne vindem și cum ne valorificăm. Cât de mult ținem la acest aspect. Avem un potențial enorm pe toate domeniile. Referindu-mă la ce cunosc eu, agricultura, suntem pe un trend de creștere. Învățăm trecutul, ce a fost în agricultură, consolidăm acum prezentul și pregătim viitorul. De-aia vă spuneam că politicile astăzi se fac prin lucruri durabile ca să crească performanța pe hectar. Noi trebuie să scoatem randamentul, să-l dublăm în următorii 10 ani de performanță pe hectar. Și atunci vom deveni capitalizați, vom deveni mai bogați. Prin cine dă pământul? Dar asta înseamnă, îmi place optimismul dar asta înseamnă, asta înseamnă cunoaștere, asta înseamnă informare, asta înseamnă chiar un nivel de educare, asta înseamnă pasiune și implicare, într-un cuvânt.
Îmi place optimismul dumneavoastră și mi-ar plăcea să mai facem emisiune peste 10 ani și să-mi spuneți, oricum. Da, uite, vedeți că am avut dreptate și mi-ar plăcea să vă dau dreptate. Da, trebuie, prin ceea ce putem, prin ceea ce stă în noi, să îndrumăm, să modelăm, să susținem pe cel să de lângă informăm. Noi. Exact, să fim transparenți, să reușim toate aceste demersuri într-un mod cât mai etic. Pentru că omul, în general, se raportează la ce știe el. Dacă ajunge să se convingă că ceea ce îi spune cel de lângă el este în sentimentul trăirilor și așteptărilor sale, el va duce la acțiune lucrurile care vor fi normal de făcut. Da, eu vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Timpul s-a scurs așa cu foarte mare repeziciune. Din păcate, nu mai avem timp să alocăm, dar vă mai așteptăm pe la noi să veniți așa cu optimismul dumneavoastră și cu știri. Știri calde, clar. Extinderea irigațiilor în județul Bacău este o noutate despre care n-am știut. Da, și va continua acest demers și nu numai. Deci vor fi programe, și aici mă refer pe creșterea animalelor, acum va lua avânt și în județul Bacău să menținem scăderea efectivelor de animale, și aici mă refer mai mult pe zona montană, că acolo mult mai greu repopulezi un animal pe zona de munte sau așa. Readuci un om în zona montană, că sunt condiții mai grele de viață, cât de unul așez. Dar în primul rând și în primul rând trebuie să comasăm acolo unde nu mai putem noi să lucrăm, să lucrăm prin metodele empirice, adică micul fermier, și în același timp arendatorul sau cel care preia în arendă terenul, arendașul sau toate formele acestea de contracte trebuie cât mai clar făcute în folosul beneficiarului. Eu le spun la agricultorii mari că le țin partea și sunt cu ei că numai așa facem performanță. Dar trebuie ca să iei pământul să-i dai și lui ăla amărât, lui ăla mic. Trebuie să trăiască și corect, el. Eu n-am voie și eu nu trebuie să-l oblig pe el la peire. Nu. Trebuie să-i dau alternativă. Și atunci trebuie să cresc nivelul arendei, pentru că și eu fac profit din el dacă apoi mă tehnologizez. Așa este. Mulțumesc încă o dată. Vă mai așteptăm pe la noi. Dragi, cu drag, eu vă mulțumesc. Dragi prieteni, aceasta a fost emisiunea 24 de ore. Nu uitați că în fiecare zi, de luni până vineri, de la ora 17, sunt în fața dumneavoastră cu invitatul meu. Fiți cu ochii pe noi!